Prima întrebare care e pe buzele multora dintre observatorii acestui fenomen, noua piață a universității. De ce e Roșia Montană subiectul sau tema care a prins cânteia? De ce nu ați ieșit, de ce nu a ieșit lumea în stradă cu ocazia altor încălcări poate la fel de flagrante ale legii sau ale regulilor democratice din vara trecută și până acum? Și au fost multe. Păi aș spune că Roșia Montană a avut sau are și meritul și în același timp și șansa să fie mai vizibile decât celelalte, pentru că nu a fost doar un caz de presă. Despre celelalte abuzuri auzim cumva pentru că lucrurile apar în presă, da? Acum noi toți citim presa cât o citim sau ne uităm la știri atât cât ne uităm. Și nu întotdeauna avem resimțim la nivel personal nevoia de a ne pronunța pe acel subiect. Unele chiar ne depășesc, să acceptăm, suntem oameni diferiți, fiecare are diferite așteptări de la lume și de la societate și pur și simplu nu te poți implica în tot ceea ce auzi. Da, abuzul față de lege a revoltat. Eu cred că toate acele cazuri despre care acum spunem că ar fi fost ignorate sau nu ar fi fost luate în calcul cu seriozitate de către noi, cei care acum ieșim în piață pentru Roșia Montană, au fost. Adică ele au contribuit, au determinat ca până la urmă Roșia Montană să fie prea mult. Și aici intervine meritul despre care vorbeam. Șansa este că s-a întâmplat în cazul ei, dar meritul situației celor de meritul Roșiei Montană este că are niște oameni la Roșia Montană care au menținut viu acest caz și l-au făcut ala lung și în lege, în tribunale. Vorbim de ONG-urile care s-au luptat pentru împotriva proiectului. Vorbim despre Asociația Bunus Maior, apoi vorbim de ARA, vorbim de toți cei care s-au implicat. Dar vorbim și despre piața universității din 2012, unde deja erau bannere, unde erau deja oameni, unde se crea deja o solidaritate și cazul devenea vizibil. Care sunt în momentul ăsta, după 3 săptămâni de proteste, în care mare lucru nu s-a întâmplat cu proiectul de lege, da? Ele în continuare în Parlament, care sunt revendicările voastre? Păi, în primul rând, ca Parlamentul să respingă proiectul de lege al Guvernului și nu să-l accepte sub o formă cosmetizată, nu, pur și simplu cerem să respingă propunerea și proiectul RMGC, cu tot ce înseamnă el, extragerea aurului la Roșia Montană. În al doilea rând, propunem emiterea unor legi care să interzică folosirea cianurilor pe teritoriul României pentru extragerea aurului și la fel să aibă în vedere cu foarte multă seriozitate de către Parlament problema gazelor de șist și a efectelor devastatoare pe care acestea le pot avea. În același timp, demisia miniștrilor implicați sau a persoanelor implicate și a tuturor politicilor implicați în acest proiect care au dat gir, au girat, care au dat aviz pozitiv, favorabil, ba chiar au susținut și au promovat un proiect de lege și un proiect economic cu impact social negativ, noi credem că ar trebui să-și dea demisia. Și asta nu pentru că fac parte dintr-un partid sau altul. Deci acestea sunt în momentul ăsta principalele revendicări ale pieței. Acestea da. Mi-a acum. Da. Aș vrea să le luăm pe rând. În primul rând, legat de interzicerea cianurii. Deci voi vreți un proiect, piața vrea un proiect care să interzică complet utilizarea cianurilor în exploatarea auriferă, da? Sau altor metale prețioase. De ce această interzicere la paușal, să-i spunem, a unui procedeu care știm că este folosit cu exemplu de bune practici, știu că e un exemplu tocit, dar el există în Suedia, o țară care este evident extrem de responsabilă cu protecția mediului. Deci de ce să interzică România acest procedeu care poate da rezultate ok, după cum vedem în Suedia, în momentul ăsta? Bun, în momentul ăsta, pentru că vorbim despre acest moment și despre acest caz, vorbim totuși despre un impact de mediu mai mare decât cel din Suedia, vorbim despre cel mai mare lac de cianuri din Europa, nu vorbim despre cazul Suediei aici. În al doilea rând, efectele, beneficiile pentru România sunt minore spre minus, pentru că întreținerea acelui baraj imens care ar ține în loc un dita mai lacul de cianuri este extrem de costisitor, iar banii promiși de RMGC sau pe care RMGC se angajează să se plătească pentru mentenanța acestui, pentru menținerea acestui baraj sunt la dreptul... Nu sunt sume ridicole, sunt sume de ordinul milioanelor de euro anual. Da, milioanele de euro anual. Atunci vorbim de cazul Canadei care plătește peste un miliard pentru a ține în loc cianura care tinde să se infiltreze în pământ. Peste un miliard. Da. Noi aici vorbim de 15 milioane, de exemplu. Deci să plecăm de la ideea că
potrivit specialiștilor, banii alocați de companie în momentul ăsta sunt insuficienți pentru nu, dar menținerea. Argumentul economic pentru mine aici este doar un argument, nu este nici mai important. Pentru că, având cazul Suediei, aș putea spune de ce Germania sau Cehia a interzis cianura. De ce sunt eu cazul lor? Da? Și atunci, din punctul meu de vedere, acesta este un răspuns dat celor care totuși se gândesc, domnule, ar fi bine totuși să extragem aurul și hai să vedem de ce alții pot și noi nu. Da. Dacă tot punem problema așa, dar eu nu o pun, din punctul meu de vedere, consider că distrugerea patrimoniului cultural de acolo, cianura, este doar un detaliu, este doar un element. Distrugerea, efectele devastatoare asupra patrimoniului cultural, care este la Roșia Montana, sunt atât de mari și de irreversibile și cu, cum să spun, de neestimat, practic, încât nu are sens să mai discutăm dacă avem suficienți bani de la RMGC să menținem un lac de cianuri sau nu. Hai să mergem mai departe cu raționamentul. Să zicem că Parlamentul României ia în calcul cererile voastre și emite o lege, care va fi apoi promulgată, care interzice folosirea cianurilor pentru orice exploatare. Okay. Și dacă la un moment dat, peste câțiva ani, peste 20 de ani, se va găsi un zăcământ aurifer într-o zonă nepopulată din România, există astfel de zone, știți, și în sudul deșertificat și în alte zone cu densitate foarte mică sau nepopulate, și găsim acolo, România găsește un zăcământ aurifer a cărui exploatare nu ar duce la distrugeri de vestigii istorice, de patrimoniu, cum se întâmplă la Roșia Montană. Își permite România să lase neexploatată o astfel de resursă? Da. Sincer. De ce? Deci, unu, nu prea cred în argumentul cu zone nepopulate. România nu este Canada. Nu suntem o țară cu teritorii vaste, cu populația comasată undeva în sud și în rest am păduri nesfârșite și peisaje nepopulate de oameni, nelocuite. Noi vorbim despre România, care totuși are o răspândire a populației destul de uniformă, da? Chiar dacă există concentrări mai mari în anumite zone. În al doilea rând, efectul cianurii nu este doar local. Da, el există și în mediu prin evaporare, există și în sol, în pânza freatică și așa mai departe. 3. De ce să nu așteptăm totuși o tehnologie, că am înțeles că se lucrează în acest sens, care să poată permite extragerea aurului fără a se folosi cianura? Acum, noi dacă vorbim doar despre bani, că aici ajungem, da? Trebuie să ne punem chiar întrebarea, domnule, cât de mult vreau acești bani? Care este costul? Pot eu să renunț la pânza freatică pe o zonă X din România? Pot eu să renunț la... să renunț la acel teritoriu, efectiv la acea bucată de țară, pentru totdeauna, pentru că ea nu va putea fi locuită, să zicem, peste 20 de ani după ce se termină extragerea. Iar rămâne o zonă moartă. Da. Deci ne putem permite să inventăm zone moarte doar pentru că le produc un profit în momentul X? Bun, ăsta poate suna doar un argument ecologic. Da. Și până la urmă chiar este. Dar ne putem noi permite, vin eu, avocatul diavolului, putem noi permite ca țară să renunțăm la exploatarea unor zăcăminte? Aici vorbim de aur, da? Da. Dar vorbim și de gazele de șist, despre care tu ai vorbit mai devreme. Ne putem permite să nu exploatăm aceste resurse pe care le avem din cauza unui protest împotriva unui proiect controversat, cum este cel de la Roșia Montană? Da, putem, ne putem permite. Cine ne dă nouă dreptul să spunem asta? Cine vă dă vouă dreptul să spuneți asta? Câte calcule ați făcut astfel încât să vedeți dacă este rentabil? M-a folosit un plural la care eu nu pot să rezonez, pentru că noi ăștia, eu nu sunt un specialist, da? Eu, dimpotrivă, eu rezonez la ceea ce specialiștii, adică ei, au spus, da? Bun, chiar și acolo, nu e ca și când aș fi un, la rândul meu, mic specialist, pentru că am citit niște rapoarte sau niște informații sau niște apeluri. Deocamdată am văzut documentare unde în Statele Unite omul dădea drumul la robinet și curgea gaz în loc de apă și aprindea efectiv cu bricheta? Există așa? Știm deja că exemplul ăsta este caduc pentru că a fost demontat. Am înțeles. Am înțeles asta, dar în același timp eu am obligația să mă întreb, dar dacă este posibil. Acum problema este următoarea. Eu am voie să cer Parlamentului orice și în general legislativului și puterii orice pentru eu a fi în siguranță. Eu, familia mea, prietenii mei și așa mai departe. Ei sunt obligați să-mi aducă mie argumente limpezi, transparente, economice, sociale, de ordine economic-social și care să demonstreze pas cu pas că temerile mele nu sunt justificate. Deocamdată eu am voie să cer și am chiar obligația să cer atât timp cât am un dubiu. Da? Eu am dreptul la dubiu. El are obligația transparenței și a fi informat. Pe de altă parte, nu pot să nu remarc următorul lucru. Toată lumea, absolut toți, inclusiv eu, când am fost în
piața universității ca ziarist să văd ce se întâmplă acolo, am remarcat nivelul de educație al oamenilor care sunt la aceste proteste mult peste media a ceea ce suntem noi obișnuiți ca e minunat lucrul ăsta, nu mă feresc să-l spun. Deci avem de-a face acolo cu tineri, în majoritatea lor, tineri, da? Majoritatea care au crescut evident cu acces la internet, cu acces la informație, da? Care au călătorit foarte mult, care au deschidere, care sunt convins că au pe Facebook prieteni din toată Europa, poate din toată lumea, și astfel s-au conectat la temele mari de dezbatere. Iar ecologie e o temă mare de dezbatere pe plan mondial. Cu toate astea, nu pot să nu vă întreb cum se face că îmi aduceți acum argumente precum filmul Gasland? Pentru că eu vă acord prezumția de informare. Da. Bun. Nu. Eu sunt un ziarist. Cum pot cei care au încredere în protestele voastre să meargă mai departe și să își asume lista voastră de revendicări atunci când există în argumentația pe care voi aduceți unele fisuri precum aceasta? Mi se pare că e firesc să fie fisuri. E chiar bine să fie fisuri. Eu aș fi suspicios dacă nu ar exista fisuri. Cine sunt ăștia atât de pregătiți încât să știe absolut tot? Nu, aceste fisuri arată că de fapt informația circulă, este entropică. Politicienii ar trebui să știe asta și să fie pregătiți să dea un răspuns foarte, foarte limpede atunci când ele circulă și creează suspiciuni. Asta e unul. Doi, când vorbim totuși despre o companie cum este Chevron, nu ne limităm la niște filmulețe, vorbim de procese serioase cu state unde au pierdut, vorbim despre dezastre ecologice care nu mai sunt o speculație. Ce dezastre ecologice? În Amazon, de exemplu, a produs Chevronul. În Amazon, când unde are judecată, unde a fost în proces cu statul Salvador și au pierdut. Pe gaze de șist, pe explorare de vorbim de compania Chevron. Da, aici vorbim de gaze de șist. Nu, dumneavoastră vorbiți despre Chevron, da. Care exploatează gazele de șist. Dacă am vorbit doar despre gazele de șist, atunci eu vreau din partea puterii o soluție limpede, o transparență maximă și să mi se spună, domne, nu se poate întâmpla niciun dezastru ecologic. Și atunci, dacă argumentele sunt satisfăcătoare, eu sunt pentru, da, să spunem. Dar numai dacă sunt satisfăcătoare, ar satisfăcătoare înseamnă că eu nu mai am dubii. Dar dubii la modul de temeri, nu că nu sunt eu convins că ei au argumentele toate la ei. Pur și simplu, m-am eliberat de frica că eu, de fapt, trebuie să înghit un proiect doar pentru beneficiile sale economice, indiferent de consecințe. Dar repede, nu vorbiți cu un ecologist. Eu nu sunt un ecologist. Perfect. Ce ar trebui să se întâmple la Roșia Montană astfel încât proiectul să fie acceptabil pentru voi? Și aici zic voi... Păi nimic, nu se poate. Ținând cont că acolo vorbim despre un tip de exploatare care presupune de la sine distrugerea, măcinarea unor munți pentru a se ajunge la aur, că el așa este acum dispus în rocă, în, da? Deci, practic, trebuie măcinat muntele care, de exemplu, găzduiește mii de metri de galerii, de patrimoniu. Nu există o soluție. Deci, adică noi nu vorbim despre alte soluții. Deci, pentru voi, singura soluție acceptabilă în momentul ăsta e oprirea, stoparea acestui absolut proiect, și da? Introducerea pe lista UNESCO a Roșiei Montana. Dacă acest lucru se va întâmpla, dacă Parlamentul va respinge proiectul de lege venit de la guvern, nu va exista nicio altă continuare, să spunem, o hotărâre de guvern care să permită exploatarea. Pe scurt, dacă proiectul va fi respins, dar și acolo se stopează tot ceea ce ține de exploatarea auriferă, ce va urma, ce veți face? Repet, vă cerem cu insistență introducerea, deci Ministerul Culturii trebuie să urgenteze introducerea pe lista patronescu. Bun. Atragerea de fonduri europene la nivel local pentru dezvoltarea regiunii. Eventual se poate vorbi chiar și despre un program economic dedicat special pentru Roșia Montană. Nu, vă întreb ce veți face voi, protestatarii de astăzi din piața universității. Dacă ieșim sau nu mai ieșim în piață. Da. Ce se întâmplă? Moare protestul sau el continuă? Nu moare, pentru că nu ne dorim doar respingerea legii, ci, repet, și promulgarea unei... Repet, dar vom pleca de pe stradă, dar noi nu credem că este nu credem că este foarte bine să se stea pe stradă. Dimpotrivă, am preferat să nu fim nevoiți să ieșim în stradă. Important este ca politicul să-și facă treaba și să o facă transparent și conform legii. Deocamdată vedem că se joacă de a legiferatorii, produc legi ilegale și în mod ilegal le Comisia Parlamentară merge, își desfășoară activitățile în continuare, merge la Roșia Montană. Da, ok. Da. Asta este. Eu vorbesc despre faptul că noi nu suntem aici, cum să spun, nu ne-am propus să rămânem în stradă pentru totdeauna. Dimpotrivă, da, la un moment dat, dacă lucrurile vor merge în direcția dorită de noi, da,
normal, și cu anumite modificări, să spunem, dacă, de exemplu, apare o soluție și mai bună decât cea pe care o cerem noi acum, asta este. Vezi gazele... Plecăm iarăși de la scenariul în care la Roșia Montană totul se întâmplă așa cum cereți voi. Da? Da. Scenariul maximal pentru protestatari. Se oprește proiectul, Roșia Montană, localitatea e înscrisă pe lista UNESCO, se oprește totul acolo. Da? Plecăm de la acest scenariu. Sunt gazele de șist următorul motiv pentru care ați ieșit în piață? El iese deja. Nu, dar el face masă critică în momentul ăsta? Face masă critică astfel încât lumea să iasă în stradă în numărul în care a ieșit pentru Roșia Montană? Aș spune că dacă nu era Roșia Montană, nu se ieșea. Da, aici suntem de acord. Minute. Dar cumva cele două probleme sunt asimilate. Așa cum nu se ieșe nici pentru Baia Mare, da? Dar acum cumva problema este asimilată de cazul Roșia Montană. Ai scris pe blogul tău mai multe mesaje. Unul dintre ele este așa, vrem să existe lege, nu mai credem că schimbarea unui guvern cu un altul sau unui președinte cu altul rezolvă ceva, ci credem că schimbarea tuturor în relația cu legea schimbă totul. Și totul ai mai scris, salvarea sistemului, restartarea lui la parametrii optimi, indicați doar de lege și prin lege. Cum anume, prin ce metode vreți să schimbați atitudinea tuturor? Vorbim aici mai mult de politicieni, da? Pentru că ei sunt cei care fac lege, ei sunt cei care trebuie. Cum anume vreți să determinați această schimbare a atitudinii față de lege? Păi, prin simplu fapt că acum, fiind în stradă și într-un mod non-violent, cu toate că da, ok, ne cerem scuze oamenilor care vrând să meargă cu mașina prin oraș se simt deranjați de prezența noastră acolo. Faza este că... Asta e cea mai mică dintre violențele absolut. Posibile. Ideea este că noi suntem acolo pentru a pune presiune pe politic să ne ia în seamă. Deja este un fapt pozitiv, da? Nu suntem acolo împotriva politicului, ci pentru un politic, o lume politică aservită legii, da? Îngenunchiată în fața legii. Ei trebuie să înțeleagă că nu există într-un sistem separat de noi ceilalți. Noi suntem parte din sistem și din interiorul acestui sistem cerem să fim luați în calcul și să se repună, să se repornească sistemul în ansamblu său așa cum trebuie, pe baza legii. Cum anume? Deja acesta este un caz, este un fapt. Iată, inclusiv așa. Spre exemplu, dacă eu ies în stradă și alții ca mine ies în stradă pentru a protesta vis-a-vis de un abuz făcut de către guvern, da? Iar acest lucru va avea consecințe pozitive la modul în care Parlamentul respinge o propunere de guvern, pot spune că deja am demonstrat că prin ieșirea în stradă, Parlamentul ia act de nemulțumire a străzii, corectează sau amendează chiar o mare eroare a guvernului, da? Și cred că și guvernul a trebuit să ia în considerare demisia. Există multă speranță pusă în mișcarea voastră. Dar nu numai guvernul. Eu cred că și Traian Băsescu ar trebui să ia în considerare demisia, pentru că este foarte mare susținător al RMGC. Există multă speranță pusă în mișcarea voastră. Mă uit pe Facebook, mă uit pe internet, în discuții particulare. Dar există și multă neîncredere sau există și neîncredere în posibilitatea de a vă atinge scopul. Motivele sunt multe. Capacitatea restrânsă a poporului român de a rămâne mult timp într-un astfel de entuziasm, coagulat într-un astfel de entuziasm, vremea rea care urmează să vină, da, și care inevitabil va duce la micșorarea numărului de participanți. Cum altfel decât prin vot vreți să puneți presiune? Colegul meu, Dan Tăpălag, arăta într-un articol, își exprima neîncrederea în rezolvarea acestui tip de problem altfel decât prin vot. Cum altfel decât prin vot vedeți pe termen mediu rezolvarea problemelor pe care le aveți? Nu, dar noi nu suntem împotriva votului și noi credem că votul este fundamental. Chiar este esențial pentru democrație. Nu se exclude cele două. Prezența noastră în piață nu este de natură și nici nu indică anularea votului ca instrument de funcționare a democrației. Din potrivă, am putea spune că ne repotențăm votul, le reamintim de ce am votat. Noi nu suntem acolo pentru a spune nu mai votăm, ieșim în stradă, ci am votat și vom vota. Deci țineți minte că am votat și acționați ca atare pentru ce am votat. Da? Legat de această operațiune de reamintire, are legătură cu modul unic în care faceți protestele și anume în fiecare duminică mergeți pe câte un traseu în București, în capitală, de fiecare dată altul traseul în cartiere unde n-au fost niciodată proteste de masă. Au legătură aceste două lucruri? Cu votul? Da, evident. Dar este în primul rând... cum să spun, este o aducere sub fereastră, da, a realității. Practic, mesajul pieței, dacă ar fi restrâns la nivelul pieței, ar părea o chestie care se întâmplă pentru cel din Pantelimon, de exemplu, e acolo. Dacă evit zona, nu văd, nu există. Atunci mergem noi la ei,
da? Cu sloganul dacă vă pasă, ieșiți din casă, este vorba de o sensibilizare, este vorba și de un contraatac pe care o facem, ca zic așa, presei care încearcă, din punctul meu de vedere, să manipuleze urât o mare parte din ea, nu toată, așa. Și atunci, ținând cont că o facem pașnic și singurul mod violent de a ne manifesta este strigătul, cântecul și zdrângănitul din peturi, nu văd care este problema. Cine a gândit această strategie de mers în cartiere sau ea a venit? Habar nu am. Ea a venit cumva din mai multe capete, a venit dintr-o nevoie, pentru că ați văzut, s-a și stat mult la universitate bătându-se cu petul în asfalt. Protestul se mișcă cumva, el se reinventează constant. Tocmai de la această dinamică a protestelor, care la început au fost statice, doar piața universității, după care au început să se extindă în București și în restul țărilor, vine următoarea curiozitate, care iarăși e generală, cel puțin între cititorii Honews. Ce veți face în continuare? Vă gândiți la o... Și aici nu vorbesc de toată piața universității, că nu puteți vorbi despre toți, dar dumneavoastră sau dumneavoastră și apropiații noastre care sunteți acolo în piață. Ce veți face în continuare? Luați în calcul ideea intrării într-un partid politic, ideea înființării unui partid politic, ideea înființării unui ONG, a unei, pe scurt, formalizarea protestului dumneavoastră față de ce se întâmplă acum? În numele meu pot spune că nu mă interesează deocamdată să fiu într-un partid și nici ca cei din piață să se constituie într-un partid. Dimpotrivă, cred că deocamdată forța pieței presupune solidarizarea în jurul acelor organizații care deja există, asociațiile care au luptat pentru Roșia Montană timp de 14 ani. Există solidarizare față de o cauză, da? Și în primul rând pretenția ca să avem această pretenție, avem această revendicare ca de acum înainte sistemul politic să nu mai acționeze indiferent de ceea ce noi dorim. Adică în momentul în care a ajuns să mutilezi legea, să o siluiești doar pentru a o așeza în matca dorită de o corporație, și se întâmplă că e o corporație, pe mine personal nu mă interesează că e vorba de o corporație, putea fi și o persoană fizică, da? Ei bine, treaba asta nu trebuie să se mai întâmple. Asta e modul în care noi îi vrem în genunchi în fața legii. Dar revin... Dar nu mă interesează. Cred că forța pieței constă deocamdată, nu știu ce se va întâmpla în viitor, dar deocamdată constă fix în aceea că nu are niște lideri. Liderii noștri sunt, să spunem, Eugen David, da? Iar el a venit aici și a spus că liderii cauzei suntem noi. Se închide cercul. Și atunci eu pot spune că nu e nevoie, nu se simte nevoia unei coagulări într-un alt ONG, un mega ONG sau un partid al străzii și așa mai departe. Deocamdată suntem uniți și asta e tot. Revin totuși la ideea asta obsedantă a viitorului protestelor. De ce? Pentru că sunt proteste fără precedent. Din 1990 nu am avut astfel de proteste spontane în București, în România, la magnitudinea aceasta și cu astfel de aderență la public. Și revin la viitor. Ce se va întâmpla în scenariul cel mai negru? Am vorbit mai devreme de scenariul maximal pentru voi. Da. Să vorbim acum despre scenariul minimal și cel mai negru. Și anume, Comisia Parlamentară își face treaba, Parlamentul trece legea într-o formulă ca acum sau foarte apropiată de ce acum. Pe scurt, RMGC are undă verde pentru exploatare, începe exploatarea acolo. Cum? Nu începe exploatarea acolo. Cum puteți să garantați asta? Păi pot garanta, pentru că oamenii aceia chiar nu se vor lăsa expropiați. Deci ei vor rămâne în casele lor. Eugen David a și spus lui Traian Băsescu, cu armata trebuie să vii și chiar și atunci trebuie să mă omori. Deci eu cred că abia ăsta este scenariul maximal. Ce aveți acum e minimal. Dacă Parlamentul trece legea așa, chiar cu mici modificări propuse de guvern, s-ar putea ca mișcările de stradă să arate că ce este astăzi este doar începutul sau doar vârful icebergului. Adică nu cred că... Și nu este o amenințare, este ceea ce cred. Pentru că m-am săturat, toată lumea spune că noi amenințăm, dar nu e amenințare. Este avem o revendicare, asta e tot. Trebuie să se țină cont de ea și deocamdată politicul și RMGC-ul nu au dus contraargumente valabile. Au învârtit aceleași vorbe la nesfârșit, au făcut paradă de PR și cam atât. E bun, eu zic că abia atunci se va și în stradă masiv. În momentul în care se va anunța, da, Eugen David e scos din casă, demolăm cam tot ce acolo, cele bisericile de patrimoniu, clădirile de patrimoniu, miile de galerii nu vor mai exista în curând, e mult mai important să scoatem 300 de tone de aur. Până în momentul ăsta, dimensiunea
sau revendicările politice au fost destul de slabe, să spunem. N-aș cerut în mod explicit, n-aș cerut foarte mult demisia, nu s-a auzit cerută demisia premierului. Da, demisia este secundară, cumva. Unii se deranjează acest aspect. Dacă se va întâmpla scenariul de care am vorbit și proiectul de lege va fi promulgat, în momentul ăla veți cere demisia politicienilor care sunt implicați în momentul ăsta în dosar? Absolut, dar nu. Acelor implicați în dosar o cerem și acum. Noi vorbim acum vorbim în cazul negru pe care l-a descris de o chestie mult mai mare. Atunci s-ar putea să vorbim de un fel de revoluție, de-a dreptul. Adică nu, nici nu vreau să-mi echipe acel scenariu. Da, eu așa văd lucrurile. Eu cred că oamenii abia atunci vor pune o presiune. Adică pur și simplu s-a arătat, ok, puteți ieși 10.000 pe străzi, chiar nu contați. Ei trebuie să aibă grijă ce răspund acum. Trebuie să fie foarte atenți la răspunsul pe care îl dau, pentru că nu dau doar o lege. Nu, ei acum dau un răspuns. Au existat voci publice care au îndemnat și până acum, în subtext cumva la nesupunere civică. Ceea ce îmi spuneți acum legat de revoluția de care vorbeați în cazul scenariu, duce tot înspre zona asta de nesupunere civică. Vă asumați acest tip de mesaj? E unul dur, e unul grav. Am înțeles. Eu cred că nesupunerea civică în momentul acela este din partea Parlamentului. Adică în momentul în care noi solicităm respectarea legii, interzicerea unei legi care presupune încălcarea altor legi și consideră că este ok să se încalce legile prin intermediul unei legi, eu cred că vorbim de anarhie la nivel de parlament și de guvern. Anarhia este acolo în momentul ăla. Iar strada doar reacționează la anarhie. Nu strada este anarhia. Eu cred că politicienii, așa cum până acum au dat semne că ne ascultă totuși, eu așa văd, deja la nivel de partide politice, oamenii au început să se delimiteze cumva de proiectul MGC și sper să o facă până la capăt. Eu cred că și de acum înainte vor fi în situația să facă la fel, vor fi obligați să facă la fel, dar atenție, eu nu-mi doresc acea revoluție, să zicem, și nici măcar nu pot să spun că așa se va întâmpla, este ceea ce cred eu că se va întâmpla. Dar nu e ca și când solicit oamenii și la arme. Eu unul aș ieși, dar asta e altceva. Dar ăsta este un lucru extrem de important. Îmi aduce aminte de mineriade. De atunci nu s-a mai folosit în România violența. Dar noi am folosit violența. Noi pur și simplu am cerut mulți demisia. Nu vorbim de lovituri, nu vorbim de incendieri, nu vorbim... O să ne adunăm mucurile de țigare de pe Caldarâm, chiar și când vom fi 200.000 loc de 20.000. Nu e o problemă. Putem rămâne în matca bunului simț. Deci noi nu vorbim aici despre distrugere. Nu vorbim... Vorbim pur și simplu de o presiune mult mai mare pe care eu cred, da, că oamenii ar pune atunci pe politic și să-și dea demisia în bloc. Da? Vorbim de o reașezare a sistemului politic. Vorbeați mai devreme despre politicieni care au început să reacționeze la mesajele pieței universității. Crin Antonescu este unul dintre cei care au reacționat cel mai rapid. La mod formal, da. La modul formal și-a anunțat intenția de a vota împotrivă. Felicit. Acum el pare că surfează pe valul nemulțumirii din piața universității. Probabil că asta și face, da. Din piața universității. Da, speculează pozitiv. Îl percepeți ca pe un politician care onest sau nu. care oportunist. Care a sesizat oportunitatea politică. Da, mi se pare oportunist. Opinia mea. Deci eu cred că acum Antonescu își rezolvă problemele interne din USL cu Victor Ponta, dar este, sincer, este un subiect care mă pasionează foarte puțin. Chiar nici n-aș discuta despre el. De ce? Pentru că nu sunt acolo pentru Ponta, pentru Bățescu, pentru Antonescu sau împotriva tuturor. Sunt împotriva unui mod de a se face politică. Și dacă de mâine, de exemplu, aș vedea pe toți aceștia că funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, transparent, pe baza unor legi, în interesul societății, sincer, nu m-ar interesa dacă ar schimba cineva. Adică, normal, ar trebui rulajul firesc, democratic, da? Dar atât. Ce veți face în continuare, atâta timp cât activitatea Comisiei Parlamentare merge nestingherită, ea funcționează ca și cum nu s-ar fi întâmplat mare lucru? Ce veți face pe termen scurt, săptămâna aceasta, weekendul următor? Nu voi vedea de treburile mele și normal, atunci când va fi cazul, voi ieși în stradă, alături de celalți, atunci când sunt demonstranți. Adică, îmi dau seama. Adică așteptăm demonstrații din acestea mamut și pentru weekendurile următoare? Da, sigur că da. Nu e niciun semn că s-ar termina. Deocamdată nu există niciun semn cum că ele nu vor mai avea loc.
Aș vrea să revin la începutul acestor manifestații, când în piața universității au fost destul de multe mesaje anticapitalism, anticorporații. Ele păreau că fac masă critică, cel puțin la început. Nu mi s-a părut niciodată că fac masă critică. Cu timp, așa păreau după numărul de banere afișate sau după strigăturile. Erau mai multe la început. Sau păreau mai multe în context. Dar da, ok, dar am observat acum și cu timp, dar acum cu timpul, pe măsură ce timpul a trecut, iar numărul protestatarilor s-a mărit exponențial de la săptămână la alta, ele au început să se piardă în masa mulțime. În mulțime, da. Ați promovat aceste mesaje, v-ați regăsit în ele sau ele n-au de-a face cu... Nu, eu nu cred că, încă o dată, așa cum am și scris, nu vorbim de ideologie în piață, vorbim de niște scopuri, vorbim de niște obiective, vorbim de cauza pentru care suntem acolo, cauza nu în sensul ideologic, ci cauza la de-a dreptul, adică faptul că o lege înfiorătoare a fost propusă de către guvern Parlamentului, cu titlul de lege, adică așa, asta este cauza. Bun, motivul, da? E, și atunci tot ceea ce este în piață cu titlul de ideologie, că e de dreapta, că e de stânga, că e de centru, că e anarhist sau că e dimpotrivă moderat, nu are prioritate, niciuna dintre aceste ideologii nu are prioritate în piață. Nu există, există, acolo e o meta-ideologie, suntem cumva dincolo de aceste opinii și convingeri personale, fiecare, da? Dar eu nu m-am regăsit, da, personal, nu m-am regăsit în discursul anticapitalist. Motivul pentru care v-am invitat aici a fost acela că, vrând nevrând, sunteți unul dintre, să nu spunem liderii pieței, ci unul dintre cei care au... Nu, pentru că știu că piața, cel puțin la momentul ăsta, are e bine organizată așa cum e, n-are nevoie de lideri. Cel puțin așa spun mulți dintre oameni. Facebook, dar sunteți organizată pe prin SMS, este organizată... Sunteți unul dintre promotorii acestor proteste prin ceea ce am scris. Prin ceea ce ați scris, da, pentru că pare o platformă program pentru ce nu, se întâmplă. Nu, este doar opinia mea. Mai sunt 5 minute. Adică eu tot ce am scris, am scris în numele meu, da? Absolut. Așa cum... dar ele au circulat, acele idei au circulat atât de mult, acele scrieri, încât a fost evident că există o aderență. Bun. La asta ele. M-a bucurat, m-a și înspăimântat o leacă, dar m-a bucurat. Care sunt totuși oamenii alături de care vă simțiți apropiați, care împărtășesc aceleași idei cu dumneavoastră? Da, ar putea constitui ei alături de dumneavoastră un nucleul unei viitoare mișcări formalizate? Ținând cont că eu acum chiar nu am intenția să existe această mișcare, eu nu am această intenție, nu mă văd într-o entitate nouă înființată pe baza acestui protest. Nu știu ce mi se va întâmpla mâine, poate că mâine voi simți această nevoie, dar deocamdată nu o simt și nu am simțit-o nici de când am început să scriu sau să mă pronunț pe acest subiect. Și nu cred că voi simți foarte curând. Când sunt alături de oamenii de care spuneți, pur și simplu avem și acolo discuții în contradictoriu, vedem nuanțe diferite, da? Nu toți împărtășim în literă aceeași viziune despre ceea ce se întâmplă în piață, pur și simplu chiar și la acel nivel se vede cât de heterogene, cât de complexă este comunitatea celor care acolo sunt uniți. Și nu, tocmai, și nimeni nu a propus acest lucru. Deci nu avem din partea nimeni, mai hai să facem un partid sau hai să facem un ONG. Mai ales că unii dintre oamenii care vorbesc sunt deja niște ONG-uri care, nu-i așa, luptă deja de ceva vreme pentru Roșia Montană. Și atunci, deci ar avea nevoie de alt ONG. Dar nu, eu pe mine nu mă văd deocamdată într-un partid sau ceva de gen. Mulțumesc mult! Și eu și am o corecție de făcut. Era Ecuador, statul. Nu găseam cuvintele. Salvador. Am dormit.